Vă salut, colegi columbofili. Este seară. Abia acum am ajuns la servici. Și i-am închis, l-am dat mâncare. Și când mă uit, ce credeți? Am un pripășit alb. Guțanul ăla s-a întors și a mai intrat și în cușcă. În câte m-am uitat, nu e bolnav. L-am scos afară, a intrat iară. Dacă e problema că eu voi pleca mâine, 3 zile va rămâne pe aici, că n-am ceva. Și la fel cum a fost cu pripășitul ăla, și după aia când i-am dat drumul tot a rămas, și la antrenament și tot a rămas. N-am cum să, eu plec foarte de dimineață și n-am cum să le dau drumul. N-am nici cum să le iau cu mine. I-aș fi dat drumul pe undeva, așa îi dădeam drumul și lui ăla. Poate tot o găsi calea spre casă. Dar văd că n-are de gând. Nici nu știu ce e, jucător, guțan. Oprea. N-are cioculețul micuț, parcă ar fi un jucător, da. Ce-o fi, locul lui nu e pe aici. La următorul antrenament își face zborul. Își ia tălpășița. Pripășitul e ca la el acasă, n-are nicio treabă. Să simte bine el. Ce să-i facem aia? Aia e, aia e, cum zice și melodia. Na, noi pripășiți. Trebuie să încep să grăbesc coleacă cu zborurile, dar nu prea am timp. Se ducem așa, măcar la o distanță de 100 să le fac un antrenament la pui. Și sunt mulțumit anul ăsta. Să facem o mică selecție, că în momentan nu s-a pierdut de nimic. Facem o mică selecție să vedem ce și cum. Dar vedem. Cam atât cu vlogul, da? Scănii nu se vede bine, că deja s-a cam întunecat afară. Să vedem, se țoșat. Ne mai auzim cu alte vloguri. Vă salut!